Am rămas impresionat de felul cum Domnul s-a atins de noi în aceste zile, ieri și astăzi. Și nu știu dacă ați observat, de multe ori ne gândim, au venim dimineața, suntem puțin mai dimineață, mai... Și totuși azi dimineață, vreau să văd dacă ați observat, la a doua cântare a grupului de închinare, deja biserica a intrat în rugăciune. Mă bucur când biserica e receptivă la prezența Duhului Sfânt și când ne gândim bine la ce cântăm, când ne punem inima înaintea Domnului și când nu atât ne gândim cum să arate slujba de frumos aranjată sau rezolvată, ci inima să ne-o deschidem la dispoziția Domnului. Amin? Așa că m-am gândit ce temă a avut Duhul Sfânt și ieri și astăzi și am desprins două cuvinte cheie. Aseară, cuvântul cheie pe care Duhul Sfânt l-a folosit a fost focul sfânt pe care vrea să-l lase peste biserică ca să aprindă biserica într-un duh de trezire, într-un duh de viață, de putere. Iar azi dimineață, cuvântul profetic care a fost un alt cuvânt, a fost valoarea cuvântului lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune un cuvânt. Doar un cuvânt. Și apoi, sigur, s-a reluat tema pasiunii, tema focului, tema trezirii. Așa că și în seara aceasta am să vă aduc un cuvânt în aceeași direcție și pentru că și fratele Lazar a împărtășit cu noi duminica trecută un cuvânt în aceeași direcție, nu să facem altceva decât să ne întâlnim exact acolo unde ne-a lăsat cuvântul duminica trecută seara, și anume în Ioan, în capitolul 21. Și am să citesc de la versetul 15 la versetul 22. Ioan 21, versetele 15 la 22. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Amin. Mesajul meu se intitulează Rugul aprins.
rugul aprins. Adică un foc care nu se mai mistuie. Sunt multe ruguri aprinse, ard o vreme, apoi se sting. Rugul despre care vreau să vorbesc eu, sau focul despre care vreau să vorbesc eu, este focul acela care se aprinde și nu se mai stinge. Sigur că tema aceasta a rugului aprins este foarte cunoscută nouă în Vechiul Testament. Începe cu Moise și începe cu prezența aceea a lui Dumnezeu în poporul Israel, în formarea națiunii, în traversarea deșertului, în minunile și în prezența supranaturală a lui Dumnezeu, în căutarea feței lui Dumnezeu, în darea legii, în toată manifestarea supranaturală. Dumnezeu se dovedește că este un rug care nu se stinge, a cărei prezență nu încetează, chiar dacă poporul este atât de îndărătnic și atât de greu de lucrat cu el. Mă refer la poporul evreu. Și spuneam și aseară și astăzi, am simțit că Duhul lui Dumnezeu vrea să sublinieze acest adevăr, acest principiu pentru Biserica Emanuel. Și anume vrea să aducă în inimile noastre acea pasiune, să aducă în inimile noastre acel foc, acel zel, acea pornire pe care o aprinde și o aduce numai Duhul lui Dumnezeu. Și mai ales aș vrea să cred și să mă rog ca să nu se mai stingă. Să nu se mai stingă. Cum să facem să nu se mai stingă? Pentru că din când în când se aprinde, din când în când la o rugăciune, din când în când la o stăruință, din când în când la o vreme de cercetare, din când în când la o slujbă mai deosebită, simțim că Domnul s-a atins de noi și parcă s-a aprins din nou în noi și în inima noastră focul acela, așa-i? Dar întrebarea este, cum să facem să crească focul acesta? Cum să facem să nu se stingă? Cum să facem să continue și să fie într-adevăr ca un rug aprins care nu se mai stinge? Așa cum ați auzit mesajul de duminica trecută, Petru, într-o vreme din aceasta de frământare, de neliniște, poate rost de multe întrebări și de multe neliniști și întristarea, poate, pentru că n-a fost la înălțimea chemării, la înălțimea uceniciei la care ar fi trebuit să fie. O seară înainte zice, mă duc să prind pește. Câțiva ucenici pe lângă el, vreo 6, au zis, mergem și noi cu tine. What else to do? Ce altceva să facem? Hai să mergem și noi cu tine să prindem pește. Ca și cum Petru se întoarce la vechea meserie, se întoarce la vechea obișnuință și la vechiul hobby. De multe ori ni se întâmplă și nouă asta. Cum bine știți, o noapte la fel de tristă, la fel de goală, la fel de neagră, fără soluții, fără răspuns, până când de pe mal se aude glasul. Copii, ați prins, aveți ceva de mâncare, ați prins în noaptea asta ceva. Și eu spus, n-am prins nimic. Ce ziceți de partea dreaptă? Ce ziceți să aruncați mreaja încă o dată? Și-au aruncat-o. Nici n-au aruncat-o bine și s-au umplut. Și Ioan a zis, e Domnul, e Domnul. Și în Petru se aprinde focul, se aprinde inima, se încinge cu haina, se aruncă în valuri, alții se ocupă de pește, ba, foarte interesant, unii chiar se ocupă într-atât încât îi numără, 153, dar la focul acela la care îi așteaptă Iisus este această minunată conversație.
minunată întâlnire la focul acesta. Vedeți, e un foc, sunt cărbuni, e pește, e pâine, mai mult ca orice e Iisus. Și are loc acolo o discuție aceasta. De fapt, toată tema acestui mesaj, toată inima acestui mesaj, rugul aprins, nu e altceva decât dragostea lui Dumnezeu. Mă iubești? Oh, te iubesc. Încă o dată, mă iubești? Da, Doamne, te iubesc. Și încă o dată. Și Petru se întristează. Oare de ce întreabă? Oare de ce repetă? Oare de ce insistă? Oare nu i-am dat destule dovezi de dragoste și de credință? Sunt trei gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Doar trei. Simplu și scurt. Cine știe, poate chiar să avem timp și de rugăciune sau de încă o cântare la încheiere. Dar nu promit nimic, pentru că știți cum este. Secretul este să pot porni și apoi să pot încheia. Ce învățăm? Ce este focul acesta? Ce este rugul acesta aprins? Ce înseamnă ca această dragoste să nu se stingă? Această dragoste pentru Dumnezeu, această pasiune pentru Dumnezeu. Spuneau zilele acestea niște prieteni, am urmărit mari oameni al lui Dumnezeu care în România i-am știut oameni puternici, oameni de care s-a folosit Dumnezeu. Și au venit aici în America și i-am urmărit în cursul anilor și treptat, treptat, încet, încet, am observat o... N-au căzut de la credință, n-au căzut în păcat, n-au trăit în mizerii sau în fără de legi, dar ai simțit că focul acela care ardea în ei altădată, să nu zic s-a stins, dar s-a potolit, s-a lăsat mult, mult în jos. Ori profetul Vechiului Testament spune așa, că dacă este o trestie frântă, ce face cu ea? Nu o zdrobește. Nu o calcă în picioare. Dacă este un muc care mai fumegă, el nu-l stinge. Vrea să-l aprindă. Primul lucru care îi se spune lui Petru, pentru că este un lucru foarte, foarte interesant. Sigur, Petru e aici în atenție și să vedeți că mai este un personaj la urmă care ne surprinde pe toți. E o prezență ascunsă și surprinzătoare. Dar Petru, sigur, e aici și am putea face chiar un pic de, să lucrăm puțin pe text, să facem un pic de muncă exegetică. Nu e chiar cadrul cel mai potrivit pentru că nu e studiu biblic, dar e nimerit să știm sau să înțelegem nuanța aceasta. Domnul Iisus Hristos, în textul original, în textul în limba greacă, întreabă și folosește cuvântul agape sau agape cu accentul corect. Zice agapeme. Mă iubești, Petros? Agape-me, Petros? Și Petru răspunde, dar răspunde cu altă dragoste și spune, filoste, te iubesc cu dragostea, dar nu cu dragostea agape. Noi știm că în originalul din limba greacă sunt câteva cuvinte pentru dragoste. Este eros, este fileo, este agape, este storge. Sunt mai mulți termeni și Domnul Iisus, când îl întreabă pe Petru, îl întreabă, mă iubești cu dragostea asta lui Dumnezeu? Agape este dragostea lui Dumnezeu. Și Petru îi răspunde, nu te iubesc cu dragostea de nivelul perfect, cum ar veni, dar te iubesc cât pot eu ca om. Ca om, așa, te iubesc cu dragostea asta fileo, dragostea asta filială, dragostea asta omenească. Primești dragoste, dai dragoste, că asta e omul.
A doua oară, Domnul Iisus întreabă la fel, zice, agapeme, mă iubești cu dragostea perfectă, cu dragostea lui Dumnezeu? Cu o dragoste ca a lui Dumnezeu? La care Petru răspunde din nou, zice, filoste, domine, filoste, te iubesc ca un om, atâta pot. Și acum vine surpriza, pentru că acum îl întreabă a treia oară și zice, ok, filos me, mă iubești măcar cu dragostea asta omenească? Vedeți, Domnul Iisus îi simte slăbiciunea, îi simte îndoiala, îi simte neliniștea, îi simte vulnerabilitatea, pentru că Petru era un mare lăudăros câteva zile înainte. Și spune, Petru, măcar așa ca un om, măcar așa cu puterea ta omenească, mă iubești? La care textul original sau unele versiuni, manuscrise mai vechi spun chiar că Petru a plâns și a zis, Doamne, Tu toate le știi. Tu toate le știi. Petru a crezut că va fi mai grozav decât ceilalți și că va întrece pe ceilalți ucenici. Cum a zis în seara cinei? Dacă toți se leapă de tine, eu merg cu tine până la moarte. S-a lăudat, a crezut că îi va întrece pe ceilalți. Și într-adevăr i-a întrecut. Da, da, i-a întrecut. Numai că i-a întrecut nu în ce s-a lăudat el. I-a întrecut în slăbiciune. I-a întrecut în neveghere, i-a întrecut în lepădare. Și acum Domnul în restaurarea și în reaprinderea focului, în reaprinderea rugului, primul lucru care îl spune este: Petru, secretul slujirii e dragostea. Ca să poată să se aprindă rugul tău din nou, tu să devii un rug care nu se mai mistuie, vreau să știi lucrul acesta. Dacă mă iubești, vei sluji. Vei sluji miei, vei sluji oițele, vei sluji oile, vei sluji turma mea, vei sluji poporul meu. Și secretul acestei slujiri e dragostea lui Dumnezeu. Fără dragostea asta nu pot sluji. De multe ori în biserică sunt slujitori sau sunt puțini slujitori. Dar Domnul spune, rugul aprins înseamnă ca slujirea să-și aibă rădăcina în dragostea aceasta a lui Dumnezeu. Și pentru că îl iubești pe Dumnezeu, slujești. Nu pentru că iubești pe oameni nu știu cât sau cât sunt ei de vrednic de iubit sau cât sunt de ușor de iubit sau cât sunt de greu de iubit. Pentru că îl iubești pe Dumnezeu, ești gata să slujești. Avem mereu discuția aceasta cu tinerii, cu frații, cu surorile, ca și slujitori ai Domnului, ca și păstori, mereu e debate-ul acesta și chiar Adi spune de multe ori, nu-mi place ideea asta care o mai spui, frate Dorin, de la Amvon, că în biserică 20% din oameni sunt cei care slujesc și 80% sunt cei care stau și ascultă sau stau să vadă ce se întâmplă, stau să vadă ce urmează și așa mai departe. Domnul ne învață în seara aceasta un foarte mare adevăr și simplu. Ca rugul acesta să se aprindă, să nu se stingă niciodată, slujirea trebuie să aibă rădăcina în dragostea lui Dumnezeu. De aceea rugăciunea noastră, rugăciunea mea, dacă vreți, este, Doamne, ridică slujitori, prinde dragostea Ta. Prinde pasiunea Ta, prinde de jertfa Ta, prinde dorința de a sluji ca Tine. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca El să slujească. De multe ori ziceau ucenicii, dă drumul noroadelor să meargă, să mănânce, să meargă, să se odihnească, să meargă. Și Iisus a zis, nu, le dăm de mâncare. Și dacă voi aveți de mers, vă urcați în corabie și plecați, eu rămân și mă ocup de ei.
Până pleacă ultimul copil, până pleacă ultimul bătrân, până pleacă ultima femeie, până pleacă ultimul necăjit, până pleacă să știu să-l văd pe fiecare cum pleacă, mă ocup de fiecare. Ăsta e Dumnezeu. Rugul aprins are secretul în slujirea din dragoste. Când slujești cu dragostea lui Dumnezeu, rugul ăla nu se stinge. Poate slujești cu alte scopuri, poate slujești cu alte intenții, poate slujești cu alte energii și cu alte așteptări și pretenții. Sigur că rugul ăla se va stinge. Dar când secretul acelei slujiri are rădăcina în dragostea lui Dumnezeu, să știi că rugul ăla nu se stinge. E un foc care nu se stinge. Și e foarte important să știm asta, să înțelegem aceasta. Vedeți, îi spune lui Petru, zice, o să fii foarte sensibil, o să poți să faci distinția între mielușel, între oiță, între oaie, o să-ți dai seama de nivelul lor spiritual, o să-ți dai seama de maturitatea lor, o să-ți dai seama cât pot duce, o să-ți dai seama cât pot spune pe ei, nu o să forțezi nimic, o să știi să te ocupi, o să știi să dai vremea, hrana potrivită la vremea potrivită. Asta face dragostea lui Dumnezeu în slujire. Ne rugăm ca Domnul să ridice asemenea slujitori. Ne rugăm Domnului ca toată biserica Emanuel să fie o biserică de slujitori. Recent am propus la bord și am zis, când facem fișa aceea sau cererea aceea de membru, ar trebui să punem acolo jos în ce slujire ai vrea să te implici. Nu numai mă angajez să respect Constituția Bisericii, mă angajez să respect mărturisirea de credință, mă angajez să respect ordinea Bisericii. E frumos și asta și e important, dar trebuie pus acolo, vii și vrei să fii parte din biserica asta, slavă lui Dumnezeu. În ce slujire vrei să te implici? În ce domeniu îți vorbește Dumnezeu că te cheamă, că te așteaptă, că te vrea? Unde vrei? Pentru că vrei să nu se stingă rugul și rugul nu se stinge numai dacă slujirea are rădăcina în dragostea lui Dumnezeu. Atunci nu se stinge. Altfel, să știți că se va stinge. Vedeți, Petru, care bine a înțeles lecția asta și a învățat-o, zice în 1 Petru 5, versetele 2 și 3, despre slujitori și o să vi se pare că asta este pentru pastori. Nu, este pentru orice slujitor, pentru orice frate și soră care slujește. Zice, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Cum să nu se stingă rugul acesta dacă slujim și mai ales dacă slujim din dragoste? Principiul numărul 1. Pavel, nici el nu se lasă mai prejos și ne spune Luca, ne lasă să vedem un episod dramatic și tulburător în fapte, în capitolul 20. Se afla la Milet, știa că e în drumul lui spre judecată, spre martiraj, spre Roma și cheamă prezbiterii din Efes și când vin prezbiterii din Efes, este o întâlnire tulburătoare între ei la Milet și Pavel spune așa, zice... Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea? Din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Asta îi spune Domnul lui Petru, asta îi spune Domnul lui Pavel, asta îi spune Domnul acum fiecăruia dintre noi. Ne așteaptă Domnul la slujire. Ne așteaptă Domnul la implicare cu slujire, dar o slujire din dragostea lui Dumnezeu.
nu cu alte scopuri, nu cu alte intenții, nu cu alte ambiții, nu cu alte agende, nu cu alte interese, ci cu dragostea lui Dumnezeu. E singura forță care nu lasă rugul să se stingă, ba dimpotrivă îl aprinde mai tare, mai puternic. Al doilea principiu care se desprinde din lecția rugului aprins. E vorba de o jertfă. Și jertfa aceasta, iarăși, ca și slujirea, are rădăcinile în dragoste. Spune Sfântul Pavel, poți să-ți dai averea, poți să-ți dai trupul să fii ars, dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Ești o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Spune Domnul, cu felul acesta vei slăvi pe Dumnezeu, cu felul acesta vei încheia alergarea, va fi o jertfă de băutură, va fi o jertfă care va fi adusă și nu se poate jertfa asta aduce fără agape, fără dragostea lui Dumnezeu. Fără dragostea aceasta a lui Hristos, numai aceasta ține rugul aprins. Când aude Petru, discuția cu tânărul bogat, e interesant cum intervine el ca întotdeauna. El totdeauna e curios, e energic, e plin de întrebări și e îndrăsneț. Poate că după aceea, după ce mai zice câte una, se mai gândește la ce a zis, dar zice imediat ce gândește. E tipul ăla de om care ce are, spune proverbul românesc, ce are în gușă, are și în căpușă. Adică ce are înăuntru, are și în afară. Asta este ideea. Și în Marcu 10, versetele 28-30, după ce aude pe Domnul spunând că e foarte greu pentru omul ăsta care e legat de avuție, care iubește avuția, care iubește lucrurile materiale, să intre în împărăția lui Dumnezeu și ucenicii zic, da, atunci e imposibil, e așa de greu, cine o să intre în împărăție? Și Domnul zice, da, într-adevăr, e imposibil. La oameni, dar nu-i imposibil la Dumnezeu. Ce e imposibil la oameni este cu putință la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus te duce în cer. I-a zis simplu, știi ce faci? Te deslegi de tot ce ești legat și vii după mine. Și dacă vii după mine, ajungi în cer. Întrebarea lui a fost, cum ajung în cer? Simplu. Dezleagă-te de tot ce ești legat, te legi de Hristos și Hristos te duce în cer. Asta pentru el i-a fost foarte greu. El a crezut că Domnul Iisus îi dă o listă, fă asta, 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 mergi acasă, o pui pe frigider, o pui pe perete și în fiecare dimineață bifezi ce ai făcut. Domnul a zis, nu, e mult mai greu de așa. Trebuie să lași tot și să vii după mine. Asta e condiția. Și auziți-l pe Petru, imediat după ce pleacă tânărul bogat, auziți-l pe Petru cum vorbește, zice, Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, în altă evanghelie zice, ce răsplată vom avea? Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru numele meu și pentru evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde. Și este ceva. Nu se termină. Împreună cu prigonieri. Împreună cu prigonieri. Iar în veacul viitor, viața veșnică. Mă întreb cum a reacționat Petru. A, ce bine a sunat, că am lăsat totul și te-am urmat și o să primim înapoi de 100 de ori. Cred că și-au scos fiecare calculatorul, calculau. Am lăsat atâta holdă, deci de 100 de ori mai mult, ia să vedem, mai mulți frați, mai mult suport, mai mulți pești, mai mult business, mai multă binecuvântare, să vedem. Și calculul lor se întrerupe imediat, pentru că Domnul spune și prigonieri. Și un taste de Mauritania. I'm just there, I'm still there, you can see me. 30 de metri sub pământ. V-ați uitat ce haine aveau pe ei, în ce colib stăteau,
ce aer condiționat sufla peste ei când era un cerc în nisipurile acelea și făceau rugăciune sau studiu biblic sau stăteau ascunși în grotele acelea? Știți de când erau pozele astea? Știți de când erau? Come on, talk to me. Ați plecat? N-ați plecat? Sau unde sunteți? Please. I'm not trying to embarrass you. I'm not trying to put you on a guilt trip. Nu încerc să vă amărăsc și să vă fac să vă simțiți rău. But Domnul Iisus spune, ce ține rugul aprins e spiritul de jertfă, de sacrificiu. Asta ține rugul aprins. Pavel e de aceeași părere, 2 Timotei 4, 5 la 8. Ce spune lui Timotei? Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Și imediat după aceea ce îi spune? Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vedeți cum subliniază Pavel? Exact cum spune Petru. O, Doamne, am lăsat totul, ce răsplată vom avea? Și Domnul îi spune, wait, just hold on right there. Înainte de răsplată și de calcule și de înmulțit cu 100, just keep in mind că nimic nu se face fără jertfă. Nimic nu se face fără sacrificiu. De altfel, când un de lemnul ăla se strânge la presiune, la presă, la test, din un de lemnul ăla focul se aprinde mai tare, arde mai tare. Și ce face rugul să nu se stingă este spiritul acesta de sacrificiu, de jertfă. Francis Vișchi era în închisoare cu un alt frate pastor maghiar, Sándor. Și Vișchi era renumit prin nota lui de ironie sau de umor și de felul lui și fratele celălalt, fratele Sándor, este în limba română, o foarte frumoasă biografie a lui, cum au suferit în închisoare acești oameni. Și fratele Vișchi spune celuilalt frate pastor, zice, știi numai ce o să fie greu pentru tine în cer, îi spune lui Sándor. Zice, știi ce o să fie foarte greu pentru tine în cer? Zice că acolo nu o să mai ai de suferit. Pentru că fratele ăsta, Sándor, era efectiv pasionat și parcă căuta necazul cu lumânarea, vorba românească. Deci pentru el, conceptul de jertfă, conceptul de sacrificiu, conceptul de a purta crucea pentru Evanghelie, pentru cauza lui Hristos, era foarte clar. De fapt, de aici se aprindea rugul și ardea mai tare. O să ziceți, dar nu înseamnă să căutăm necazul cu lumânarea în America. Nu, nu înseamnă asta. Dar să trăim cu lepădare de sine. Să trăim ca niște oameni care suntem dezlegați de gunoaiele lumii acesteia și de lucrurile acestea materiale. Să fim gata să ne jertfim, să fim gata să ne sacrificăm, să fim gata să suferim dacă trebuie. Să fim gata pentru că, rețineți, de aici se aprinde rugul și se face mai puternic. Deci, secretul slujirii stă în dragoste, secretul jertfirii stă în dragoste și mai este unul și ultimul. Întregul secret al uceniciei, ucenicia are rădăcinile în dragoste. De altfel, Domnul ce face cu Petru? Îl ia și îl duce la început. Zice, cum spunem noi, punct și de la capăt. Punct și de la capăt. You see? Adică lepădarea, problemele care le-a avut, alunecările care le-a avut, ispitele care le-a avut, căderile care le-a avut, nevegherile care le-a avut, zice, hai să luăm de la început.
hai să reaprindem rugul, hai să reîncepem ucenicia. Și știți unde îl duce? Exact acolo unde a început. Vino după mine. Vino după mine. Aici este secretul. Asta caută Dumnezeu. Oameni care să vină după El. Și dacă ei nu-L caută pe Domnul, să știți că îi caută Domnul pe ei. Dacă Toma lipsește la întâlnire și nu e acolo la întâlnire când vine Domnul, vine Domnul și îl caută pe Toma și spune: Toma, vino aici, vino și pune degetul, vino și te convinge, vino și nu mai te îndoi, vino și fii sigur. Dacă Petru merge la pescuit și pierde o noapte căutând și zbătându-se, vine Domnul și îl caută acolo unde este, acolo îl caută, acolo îl găsește. Acolo unde stă singur, unde stă izolat, unde stă și nu mai știe ce să creadă, unde stă și zice: nu cred că mai are rost să cred, nu cred că mai are rost să mă duc la adunare, nu cred că mai are rost să citesc Biblia, să mă încred într-un astfel de Dumnezeu. Acolo vine și acolo te găsește și acolo îți vorbește pe nume. Pentru că învierea lui Hristos asta înseamnă. Hristos cel înviat asta face. Dacă tu nu-L cauți, vine El și te caută. Vine El și te întreabă de 3 ori: femeie, de ce plângi? Îngerii: femeie, de ce plângi? A crezut că e grădinarul. Femeie, de ce plângi? Până când îi spune pe nume, până când îi spune Miriam, până când îi spune Toma, până când îi spune Petru, până când îi spune Pavel, îi spune pe nume și îți spune și ție pe nume în seara asta. Pentru că aici, de fapt, se întâlnește tot. Dacă ești cu adevărat un creștin, dacă ești cu adevărat un ucenic al Domnului, atunci vino după mine. Mi-a plăcut cum a zis Gabi de Brother Rugul. You know, Brother Rugul, I captured that. Dar a zis ceva de Alexandru Macedon, cât de determinat, cât de disciplinat, cât de energetic și cât de big potential a avut el ca și lider. Într-una din legendele despre Alexandru Macedon se spune că un soldat a fost prins în timp ce dezerta și sigur asta era pedeapsa capitală, execuție. Dar Alexandru Macedon a zis: aduceți-l la mine. L-au dus la împărat în cortul lui, pentru că erau pe câmpul de luptă, și împăratul s-a uitat la el și a zis: cum te cheamă? Și el a zis: Alexandru. S-a uitat la el de sus până jos, l-a măsurat bine și a zis așa: ori îți schimb numele, ori îți schimb viața. Ori îți schimb numele, ori îți schimb comportarea, îți schimb atitudinea. Dacă ne numim creștini, dacă ne numim ucenici, dacă ne numim copii ai lui Dumnezeu, știți unde ne duce Domnul? Exact la punctul ăsta. Vino după mine. Ne ridicăm la rugăciune. Poate că vino după mine, în cazul tău, înseamnă lasă plăcerile, lasă păcatul, lasă nepăsarea, lasă viața dublă și vino după mine. Pentru cei din Mauritania, vino după mine înseamnă intră acolo la 30 de metri sub pământ și ține cont că s-ar putea să fie one-way ticket, să nu mai fie drum de întoarcere și să plătești cu viața ta, cu sângele tău. O să spui: na, asta nu e în America, asta nu se întâmplă în America. Ce înseamnă? Pentru fiecare din noi, vino după mine înseamnă ceva. Ceva specific, ceva personal, ceva clar, ceva direct. Ești prea băgat în business, îți spune Domnul.
lasă și vină după mine. Ești prea preocupat de lucrurile materiale, lasă și vină după mine. Ești prea prins în plăcerea televizorului și a filmelor și a distracțiilor, lasă și vină după mine. Ești prea prins în viața aia dublă a păcatului pe care nu l-ai mărturisit și de care nu te-ai lăsat și de care nu te-ai pocăit, vină după mine. Pentru că țineți minte, rugul aprins numai așa nu se stinge niciodată. Dacă rădăcina slujirii este în dragoste, dacă rădăcina jertfirii este în dragoste și dacă rădăcina uceniciei și a ascultării de Domnul este în dragoste, așa le-a spus în seara aceea, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Doamne, aprinde rugul vieții mele, aprinde inima mea și fă-o ca un rug, fă-o ca o torță. A zis Duhul Sfânt azi dimineață că a văzut aici în partea asta a tinerilor, a văzut tinerii aceștia ca niște torțe, ca niște făclii aprinse. Știți ce ne rugăm? Să nu se stingă. Ba mai mult, să se aprindă toată adunarea. Să devenim toți ca niște ruguri aprinse de dragoste pentru Dumnezeu, de pasiune pentru Dumnezeu. Și noi nu putem să aprindem, dar Domnul poate. Secretul este rădăcina slujirii să fie în dragoste. Rădăcina jertfirii să fie în dragoste. Rădăcina uceniciei, a ascultării să fie în dragoste. Haideți să ne rugăm în direcția aceasta și haideți să ascultăm glasul acela al Domnului care, ca și lui Petru, ne spune în seara asta nouă, lasă totul. Nu te mai frământa, ce-i cu ăla, dar de ce e el așa, cum e el așa, nu mai critica, nu mai judeca, nu mai bârfi, nu mai te uita în dreapta și în stânga, nu te mai ocupa de gunoaie, nu mai face lucrul ăsta. Auzi glasul Domnului care spune, vino după mine, vino după mine, lasă toate celelalte preocupări și pune-L pe Hristos în centru, pune-L pe Hristos pe primul loc, lasă să-ți aprindă inima ca un rug care să ardă pentru El și numai pentru El și pentru gloria Lui. Asta face Hristos cel înviat din morți. Asta face întâlnirea cu Hristos cel înviat din morți. Dacă n-ai avut o asemenea întâlnire, mă rog ca în seara asta, Domnul, să nu te lase să pleci de aici fără această întâlnire și fără această rededicare, reconsacrare. Poate că te-ai lepădat ca Petru, poate că ai alunecat, poate că ai trăit în păcat, poate că trăiești o viață dublă, poate că ești prins în tot felul de lucruri. Ascultă glasul Lui care spune, lasă totul și vino după mine, vino după mine. Ne rugăm în direcția aceasta, ne rugăm în direcția aceasta.